Am ieșit din cabinetul doctorului plângând. Primisem o veste care m-a dărâmat. Întotdeauna mi-am dorit să fiu o femeie de succes. Toată viața mea am muncit pentru acest lucru. Și am reușit. Eram managera firmei la care lucram. Eram mândră de realizarea mea. Pentru a ajunge ceea ce eram, am făcut foarte multe eforturi. Chiar dacă am înfruntat numeroase greutăți, nu m-am dat bătută. Am continuat. Însă după câțiva ani, stresul, numeroasele responsabilități pe care le aveam, orele puține de somn și agitația continuă, și-au spus cuvântul. Îmi era mai tot timpul rău. Era multă presiune pe umerii mei. Șeful îmi dădea tot mai multe sarcini, iar eu eram copleșită. Erau zile în care nici nu mâncam, ci mă închideam în baie și plângeam. Eram epuizată. Dar am tăcut. Am tăcut și am adunat în mine supărare și frustrări de toate felurile. Începuse să-mi fie tot mai rău fizic. Eram mereu obosită, nu mai aveam forță, poftă de mâncare și aveam tot felul de dureri. Am mers la doctor să văd care este cauza. Însă după ce doctorul m-a consultat și mi-a făcut mai multe analize, cu o privire tristă mi-a spus ceva ce m-a făcut să simt că se prăbușește cerul pe mine. Mi-a spus că sufăr de o boală nemiloasă și că nu mai am decât un an de trăit. Imaginați-vă cum m-am simțit. Eram șocată. L-am întrebat pe doctor dacă există vreun tratament, iar el mi-a spus că, din păcate, încă nu este un tratament. Tot ce poate face este să mă monitorizeze, să vadă evoluția bolii și eventual să-mi mai aline din dureri cu anumite tratamente. Am ieșit din cabinetul medicului cu ochii plini de lacrimi. Nici nu vedeam pe unde merg. Parcă întreaga mea lume se năruia. Nu m-am simțit capabilă să ies din spital. M-am așezat pe o bancă și încercam să-mi revin. Am rugat o asistentă să mă ajute să ies până în fața spitalului. Ea m-a luat de braț și m-a ajutat să ies. Am luat un taxi și am ajuns acasă. Am deschis ușa casei, am intrat și m-am așezat pe canapea. Lacrimile îmi curgeau pe obraj. Aveam 33 de ani și mai aveam doar un an de trăit. Cum de mi se întâmpla mie așa ceva? De ce eu? De ce îmi dăduse Dumnezeu acea soartă? Timp de o săptămână nu am mai fost eu. Nu am mai vrut să aud de nimeni și de nimic. Doar plângeam. Însă după o săptămână, ceva s-a schimbat. Pur și simplu m-am oprit din plâns și mi-am spus: nu o să stau și să-mi plâng de milă până mi se scurge anul pe care îl mai am de trăit. Am stat și m-am gândit astfel. Stresul, orele de somn pe care le-am ratat, proiectele care nu mai suportau amânare, șeful stresant, mâncatul în grabă, toate astea m-au îmbolnăvit. Ei bine, dacă toate astea mi-au adus boala, este timpul să acționez invers. Și așa am făcut. Mi-am dat demisia de la muncă. Am scăpat de stres, de alergătură, de proiecte, de șef, de tot. Mâncam în liniște și încet. Mestecam foarte bine mâncarea și mă bucuram de fiecare bucătură. Mă plimbam des și am început să fac ceva ce mi-a plăcut dintotdeauna. Să pictez. Doamne, câtă bucurie simțeam în sufletul meu când pictam. Timpul trecea și mă simțeam tot mai bine. Știam că voi muri, dar culmea era că nu mai aveam dureri. Puteam face atât de multe lucruri acum. Pofta de mâncare îmi revenise și mă simțeam energică. Jumătate de an am trăit astfel, dar vă pot spune, dragii mei, că am trăit în acest jumătate de an cât nu am trăit în întreaga mea viață. Venise și ziua în care doctorul trebuia să-mi facă acel control pentru a vedea evoluția bolii. Trecuse 6 luni. Am ajuns în cabinetul medicului. M-a salutat, l-am salutat și mi-a făcut toate analizele necesare. Am așteptat jumătate de oră, iar apoi medicul a venit. Era pur și simplu uluit. M-a întrebat: ce ați făcut în acest timp? Am zâmbit și i-am spus: am încercat să mă bucur cât mai mult de acest an pe care îl mai am de trăit.
El m-a privit și mi-a spus: "Sunteți vindecată. Analizele arată de parcă nici nu ați fi fost vreodată bolnavă." Când am auzit, nici nu știam ce să mai spun. Am sărit în sus de bucurie. Ba chiar am îmbrățișat și doctorul și am urlat de bucurie. Am ieșit pe holul spitalului și am urlat în gura mare: "Oameni buni, dacă vreți să vă vindecați, scăpați de stres, de lucrurile care nu vă plac și faceți doar ceea ce vă aduce bucurie." Toți se uitau la mine. Însă eu știam prea bine ce spun. Stresul m-a îmbolnăvit. Acum sunt bine. În loc să mă întorc la vechiul loc de muncă stresant, am început să-mi vând tablourile. Am făcut o afacere din pasiunea mea, iar asta îmi aducea enorm de multă bucurie. Dacă aș putea, aș spune fiecărui om în parte: renunță la stres. Renunță la oamenii care sunt răi pentru tine și viața ta și care te trag în jos. Renunță la certuri. Renunță la tot ce nu îți place și la tot ce nu îți face bine. Fă ceea ce îți place. Plimbă-te. Dansează. Pictează. Ascultă muzică. Nu mânca în grabă. Bea suficientă apă și vei fi mai bine decât ți-ai putea imagina. Dacă ai ajuns până la finalul poveștii, lasă o inimă în comentarii și asigură-te că ne urmărești.